Vă salut cu mult respect, dragi prieteni. Astăzi am ajuns pe coclaurile din satul Coșbuc, de pe Valea Sălăuță, mai exact, la Badia Irimei, așa cum îl știe lumea pe aici prin sat, Badia care cântă la trișcă, așa cum și puteți să ascultați. Mie doinește o țiră. Haideți să intrăm în casă. Doamne ajută, Badia Irimei! Doamne ajută! Bine v-am găsit! Eu vă mulțumesc frumos că m-ați căutat. Iată gândul ce să vă mai spun. Cu tă, dragul Badia Irimei, tăt cântați, uite așa ziua, vă mai trece vremea. Cântă sau de nesat. Cântă și de, și de dor, și de sărășie, dar mai mult când de dor. Că dacă m-am învățat să cânt, și gândesc că și noaptea aș cânta. Dar-i bai că derajează oamenii. Dar îmi pare bine că sănătos, nu-s bolnav, poți cânta de aici încolo și ești a dat Dumnezeu. Câți ani aveți, Badia Irimei? Eu 64 de ani, cec pe 65. 64, 65 de ani, uite, mulți 65. Înainte. Dar din am fost mai mult, din câți cântăreți am fost arămas, uite, că-l cânt din Taragot. Cum vă cunoaște Badia Irimei pe aici, lumea pe-n sat? Mă cunoaște bine că... Tu, Irimei. Mă cunoaște bine că de seară cântă, ca pe când mă apuc, pe când sau de pune polițiuri să pun fum sau de cântână. Pe mai cântă din Taragot, le mai cântă câte o strigătură, așa, pe ce să faci, așa, pe așa, e cu strigătură, așa, pe sunt mai de astea, mai, cum o zis unul, mai domnier, ca pe noi, ca să după de astea la alte, mai astea să răsiesc. V-a fost dragă veselia, Badia Irimei? Eu de mic am învățat, Eu de mic am luat la oi cu tare că aveam oi și de mic am cântat, eu și cântam din trișcă. Și din trișcă, și din stecă cânt, și din trâmbiță, știu să cânt. Aveți și trâmbiță? Hai ziceți-mi una cu strigături. N-are trâmbiță. Eu mă duc pe drum de țar, ești la mândră câteodată, lasă-mă mândruțele, că o să sângine rețele, dar acum ai bătrânit, ei mândrile m-au părăsit. Vai, mai mândră și-am pățit, am pățit și n-am simțit, dar și la mândră câte-o lună, eu spișor de mamă bună. Tare fain. De când ați îmblat la oi, știți strigăturile astea? Peste le-am învățat așa, ca pe mamă,
de când am avut televizor și aparat de radio și pe tot, le-am învățat pe strigături de astea. Păi eu am mai uitat de ele. Eu dacă nu mi-o sta capul să învăț strigături, eu mi-o sta capul să cânt din tristă. Are bani în remedii de ce cântă omul? V-ați întrebat vreodată? Mai cântă omul că e sănătos când mă rând, mai cântă nimeni. Dacă e mort, ce să mai cânte? Am zis registrat, am văzut când trăiesc, că altul nu mă registrează. Eu aș învăța și copii, dar nu-i pot învăța. Nu li drag nu, să învăța. Nu, pentru că de încă să sirem așa, învăța capaca, nu le convine. Păi trebuie să stai de ea, păi eu... Degeaba mă dungea și băiesa, pe la urmă, pe că nu învață. Oare de ce nu li drag la tineri? S-au învățat, am de alte trebuie, și am după ușoară, că muzica ușoară. Populară, vedeți că am populară, rar să ne cântă, dacă cântă demnic. Thank you.
cu căruț, cu patru boi. Ești nenarte amândoi. Tare fain, uite așa se strica la nuntă. La nuntă se pune fomeja, pe striga mai multe la nuntă, și pe care, de care avea strigături. Și pe le spune înapoi care știe de ele, și pe că am o când la o nuntă, dacă nu știi să strige cu tare am și tineretul nu mai striga ca înainte. Înainte striga cu tare am simt să strige, că s-o gătat am fomele nu mai, să mai strige și ele cu tare. Era fain înainte, că mai ales mama mea Dumnezeu dinească, era mere la anunți, jocuri de cele și strigături, mamă, știe? Dar pe eu n-am putut să învăț, că eu am zis, mamă, învață-mă cu o cântare. A pe când să mă învețe, s-o dus cu cântări cu tare. Și nu m-a obuzit să mă învețe. Și eu am învățat așa, să am știut din capul meu cu tare. Și altceva, n-am putut să învăț mai multe, eu... Și am putut învăța. Vi le-ați făcut mea voastră cântările? Eu le-am făcut cum am știut și te auzăm pe unul cu tare, dar să auzăm pe la, auzăm de asta, auzăm pe la chimică, că lăsai pușca rușinită și plecam pe Valea Dâncă, pe cum mai auzam, mai cântat-o. Și aia cu cântări de astea. Și auzăm de la televizor, auzăm cu tare ceva cântări, dar pe restul să se mai auzăm. Numai ca înainte ea cu tare. Cum era înainte băierii mei? Era înainte mai fain, mă, că era mai ales era fain, că tata duminică avem joc și face joc pe acolo la cămin și jucai. Face jocuri cu tare, începe sărbătorile, mă ales de Crăciun. Mă duceam pe cutrișca, pe le cântam la tinereta, pe unde era tinereta, pe intram în casă, pe țipam două, trei jocuri și pe... Zice tata, mă, eu vi-l lăs pe baie să când să fac când e, dar să nu-mi-l bate simba, nu-l bate, nu. Și pe când vineam acasă, vineam cu un chil de ginars, vineam acasă. Asta era plata? Asta era plata, îmi dădeam un chil de ginars, mai ales la noi, la noi nunțele era muzica în străin, și apoi mă duceam eu la steaș, eu le cântam la steaș, două, trei jocuri, pe acolo mâncam bine prăjituri și vineam acasă, ce să fac? Și mă duce, vine după mine, vine fișor, lasă-l bage părinii mei să ne cânte, că nu știi numai... Nu, pentru ce să-l te cânta la asta? Am avut o tristă, n-am pierdut-o, ei, mamă, să scuța sub țâră. Aici s-o cântat așa. Și pe acelea, când le cântam de joc, pe jocuri de acelea, pe lungă, pe... No, le lăsam la mohodiniță, mă. Ca pe jocuri de acelea, pe... Să, dacă nu stai să cânti, nu stai cu tare, vezi că mai ai lucruri pe lângă casă, mai în fel cu tare, pe ce să faci curățenie? Că dacă nu ai face, unde să răsea? Că zice, mă uite la inimii mei, ce mizerie, că numai el. Pe curățenie trebuie să faci oriunde, și într-o colibă faci curățenie, că dacă nu faci curățenie, nu spală nimeni vasele acolo. Că am fost la munte, mulți ani am fost la munte, cu tata am fost. Dar mamă, am văzut acum, am mers la munte și nici ai bani, ai nu știu ce, când să-ți dea plouă. Și... Eu am zis, băiete, eu la munte nu mă duc, așa mă duc într-o vizită, așa să stau. Și când mă duc la băieți în spate, mă duc să stau două săptămâni, așa mă, vacanță. Dar nu le facem nimic, nici le facem mâncare, nu le facem nimic. Dar măcar mă prind pe acolo, mă duc pe la baruri, pe acolo stau, ascult și eu să... Și pe acolo, până în Spania și... Ia așa nici, dar o dus băieță tată și am zis că vrem să ne ducem, să ne cătem bom, să ne lizească mai de car și de găini și ne ducem vreo două săptămâni. Păi e fain când te duci așa, te duci cu tare, vezi că cum e. Dar ne-am știut că ajunge în Spania și ne-a zis, am o cumnat, o zis, că ajunge tu în Spania, ia că am ajuns în Spania.
Și am lucrat în Spania, am lucrat cu băieți, am lucrat la struguri. Am nu mai pus că am văzut, dacă nu văd bine cu oțul, nu pot lucra eu. Nu, am zis, bă, băieți, am văzut tata, dacă vrei, hai că te luăm. Cum îi bagi aerii mei să câștigi pita între străini? E greu. Să stai tu a plecat, mai ales la struguri. La struguri stai tot îndoit, așa, cum te duci, la, cum mergi la curez la cartofi, așa stai. Tot a plecat în două. Că găseam nică la soată și așa am nică, așa, e la soată, așa, când vine cât e scaunul, a pleacă de toată ziua jos. Și trebuie să culezi, pe nu, că nu e folatonă. Nu știam că culezeam atâta zi, pe zi. Nu, dar a fost greu. Păi dacă n-am fost în țară să-mi bag o șosetă în tur, la vreo 3 zile m-a durut să le să mă... Și în viața mea nu mă durut să mă doară, că am chimir de cel până lângă mine port. Și eu în viața mea, atunci mă iată că nici șapte, după aceea m-am ghedat cu tare, am făcut frecție, șapte, n-am făcut frecție așa cu apă, cu sare, șapte, m-am lăsat așa, am lucrat. Cu băieți, am lucrat o lună și seva. Nu, am venit cu bani faia atunci. Am venit cu 1500 de euro, am venit acasă, 1400 și seva. Dar măcar n-am cu făcut ce am avut de făcut. Am eu ție să se opereze de hernie, s-o opera la Cluj. Alți bani mi-am luat o ladă de asta, frigoristă de asta mare. Că a dus el la una mică, că dacă una mică bagi puțin, numai puțin merg, dar una mare îmi cape mai mult una mare. Și așa am mai făcut loc ceva până lângă casă aia. Ce să faci? Ce trebuie să faci ceva? Dacă nu faci, pe cine să faci? Să faci altcineva. Că nu vine străinii să-ți facă, nu vine nimeni. Nu e să mă străinii, mă, dacă ai ceva țuică, dar pe la mine nu e fabrica de țuică. Să le dau mazi, dau un par, mâine dau două, și alătă mi dai chil. Mai bine îmi faci eu de unul singur, dacă am poftă, servesc un par de bere și două, dar să mă sunt bine. Dar să decât să dai la unul să râdă, fain, mai bine, băiete, măcar servesc eu și dacă miram, mă pui într-un pas până dimineața și băiete, când mă trezesc, nu văd ce trebuie. Dar să n-are niciun rost să te... Cum am zis, bă, nu mă râd de tine. Dar de ce să râdă? Pe banii mei? Dar să, băiete... Cum îi bade Irimea aici la țară să trăiești greu cu animale? Nu e greu deloc dacă știi să le, conduci. Nu e greu. Cum trebuie condus animalele? Trebuie să le, la ora de zi le dai de mâncare, și la ora de iară cu tare apă, nu că le dai nutriție și tu îi dai apă numai la 4-5 ore. Nu. Dai de mâncare și pui apă la cal, uite acolo, eu la cal am apă anumit, îi pui 2-3 litri de apă, are până are cutare și el e hrănit. Trebuie îngrijite și porții. Dacă nu îngrijești porții, degeaba ai porți. Că le dai tu, ia, vine la una, la două, vine la trei, pe așa porți să ții. Așa nu are niciun rost, tu ele și alea. Până are eu decât să chinuiesc o galiță, mai bine nu o ții. Mai bine, băiete, am care ăsta, nici la revedere, că... Nu mi-o mărt bine cu galițele pe ghișeasă. Și am cum sunt destul de galițe, dar... A zis că nu o iau îndată. Nu o iau, că lapte nici nu-l folosesc așa. Că din prevința m-am ghedat de lapte și... trebuie să grijești, ori lasă, dacă nu ce... Pe deja, dacă nu pui cu noi, porumb ăsta e mare, de la deal... Dacă pui ceva, iei ceva. Dacă nu pui, nu e nimic. Nu o iei. Că este la noi un pământ. Dacă nu pui ceva, să iei ceva. E pământul, e rău, nu e pământul. E... Cine are pământ bun lung, și lungă e lungă, dar e și dealul, e deal, și vale, mânza vine cu mâncare, nu, așa e paisa. Dar așa e că, eu aici nu m-am născut, aici n-am făcut casa asta, cum a dat Dumnezeu înainte, că e de lemn, e cu tare. Văd că tot în casa asta vechi stați, nu v-ați mutat în cea nouă. Păi așa nu, încă nu ne gata, că nu ne băgată nici lumina, să-i dăm drum la lumină și nu avem nici sobă făcută așa. Ne facem sobă cum trebuie, dar să intra asta, nu pot să mai stau de mult 2-3 ani, pot să stau cum vreau. Încă nu mă plouă, nu mă ninge. Da, băiatul zice, tata, zice, lasă tata, că se legătăm.
Pe mine se când dacă puteți să se mită acasă, ei după când o gătată, nu a putut vine nici unul. O zis, tată, ne-a stricat de lucru și... Trebuie să stai. Și-a pe mă, bă, zise, tată, zise, fă, zicea, mă, nu, o zis, a mea, hai, mă, că uite, tată, tu nu poți cosi la cutare. Nu, am făcut și-am făcut, am băgat cositoare. Nu, cositul nu a fost principal, unde nu am cosit cu coasă, pe aici, pe de-aia, am cosit cu coasă pe început. Și uite, așa, uite să-mi fac ceva. Că doar, așa, că de când mai, când era călduri mai serioasă, mai stătea la umbră, când era să mai cosă. Ce să faci? Dacă nu, și dacă nu cosești până o colță și el iese iarba să te vie gândași, pe vin gândași cum vreau, vin. Dacă nu-i cosești până lângă casă, gândași urcă cum vreau. Sunt gândași. Cea la noi am văzut în sat, norta cineva pe telefon, o mamă de gânda ca mână. Păi uite, mă, pe sunt, bă, sunt gândași, pe o... Eu trebuie să-mi cosesc până lângă casă. Dacă nu faci să până lângă casă și să ține de casă și curățenie, nu-i lăsa în mizerie să lești tu... Bă, zici că cum să este căsele vechi, dar căsele vechi, tot e curățenie. Dar pe încă să lești tu în mizerie până ocol să lești mizerie să te-mi ceresc. Pe atunci așa n-are. Așa nu-i curățenie. Aici trebuie să faci curățenie. Bă, dacă nu face femeia, face bărbatul. Femeia are alte treburi. Că unul încolo, unul încolo, este dacă e calul bun, tot în țara zis, hai da, hai. Dar nu zic că celălalt care nu trage, să zic, bă, ăla timp și pală. Ăla trage ciulul. Și pe ăsta trage, că tot în calul bun, ăla timp, nu pală care e mai slab. Nu, că tot în calul bun, de când e lumea. Și pe ăsta ne... A zis, bă, eu cu ăsta ne lucru, singur, eu mă duc, e blând, poți să-l scot afară și poate să-l prind, nu-i cald de ceva. Și băiatea îl dau ori la sine, dacă băiatea merge în salva, pitica, l-am scut o călare, bunul suie mă călare, pe cal. Le drag. Le drag, i-am făcut o poză, pe un telefon a făcut-o băiata. Când vine pe aici, și strigă când vine din vale, bunule, hai înaintea mea, hai înaintea mea, și-a pe... Eu ne mă duc și o aduc la ea. Așa e o copilă isteasă, așa. Ei, când vine ori așa, nu? Bunu, unicalul. Hai să văd. Hai să văd cu tare. Băi de mine. Eu, o copilă. Și dacă pe aia am avut o fată, ce să fac? Câți nepoți aveți, băierii mei? Nu, am Trei. Trei nepoți, a zis și femeia de afară. Trei nepoți avem. Avem trei fete. Ia, cum îi cheamă pe fiecare în parte? Una Ioana, una Cassandra și cealaltă cum... Andreea. Și Andreea. Andreea are 9 ani. Are 10 ani. Iar asta Cassandra are 1 an. Ioana are 5 ani. Uite că puteți și mândru. Așa prima dată copilul ăsta care are 10 ani, așa e Olteancă. Și ala mai mare, George, nu s-a împăcat cu el, s-a lăsat-o. Și îi plătesc la băieții, plătesc 1.250.000 și plătesc pe lună. Că atât o dată, că nu au fost angajat nicării, și-au zis că... Și alalți? Și alalți. Are unul ala care are rimei, are copilă de 1 an, Cassandra, și pe ceilalți este a Vasile și cu... El stă așa cu... Leon stă cu cineva, așa combinat. Și Vasile stă un acolo, eu vin acolo și le face de mâncare cu tare. Da, da. Nu, dar le plătește, îi plătește la așa că îi face mâncare cu tare. E bine. Apoi George... Doar de așa facem, la vară facem nuntă cu Ileana. Că a fost aici, a venit Ileana, a venit pe vedere. Când a dus o Gico aici. Și a fost a mea, pe vedere, acolo a fost acolo. E câtă târgu, știu eu, nu. E așa Ileana. Important e să și e sănătos, băierii mei, ori nu mai... Lucră acolo cu George, lucră la struguri. La curie la struguri. De o femeie harnică, ia asta la altă... cu care stă Vasile,
Noi am fost plecat la fân și au făcut de mâncare și încă s-au turnat dreptele acelea de la vale unde a turcat, că au fost făcute invers dreptele așa, la vale au fost făcute oable. Și băieții le-au spart dreptele și au făcut drepte până în găbeți, au făcut drepte almendrelea. Și s-a urcat până în găbeți. Că au fost făcute drept la vale așa, oable. Și apoi le-au făcut în bagator, că au făcut drepte cum a trebuit. Baierii mei, aș vrea să ne mai cântați ceva aici la trișca asta. Mai cântăm. Mai spuneți ceva. Mai cântăm. Că li dor la ascultător să vă mai audă. Doamne ajută! Doamne ajută! Ce lucrați acolo? Spălăm! Spălați! Trebuie spălate! Blighele le spălați! Da! Vasele! Ce fel de vasă? Ei, uite, văd acolo că folosesc detergent la spălat. Acum sunt un deteriza lumea. Cum era mai de mult? Cum se spălau blighile? Cum se spălau viderile la țară? Apă șervinte și puneau leșâie și senușă. Le spălai cu senușă. Cu șanușa și leșâie? Da, pe ce leșâie? Și hainele le spălau cu leșâie. Cum era leșâia așa? Șanușa de asta din sobă. Hai să vedem acolo. Da, că aveți, o treci. Aveți sobă din asta veche. Da, asta e pentru afară, am prins cuptor, dar nu am să... Acolo ce faceți? Ați călziți niște apă pentru lături? Pentru spălat, pentru câte ne trebuie de vasă, de ce ne trebuie apă caldă. Văd că aveți aici și cuptor. Și cuptor avem, da, s-o spat, e, nu, s-o, eu cam fac pită în cuptor, cea mai bună pită e în cuptor. Mai faceți încă? Da. Foarte bine faceți. Am făcut în aragaz, nu-mi place, am făcut, în, cum zicem noi, în rer, nu e așa de bună, nu, cam în cuptor e bună, cea mai bună pită. Am avut o prietenă la un fișor, am mâncat o jumătate de pită, așa făcută și atâta e de bună. Când îmi era copii mici, făceam aici pită, se erau, care un frate așa peste drum. Păstea aici, în dâmbul ăsta. Și vineau aici, atâta, și nu s-au zis până gata în pită. O pită o mânca pe loc, nu mai era ceva. O mânca așa caldă. E, am uite, cumpărăm pita din baldă. Atunci mereu nu puteam să o cumpărăm, că nu era... Nu s-a zis, nu știa că vii cu pita sau nu vii cu pita. S-am trăit când s-o o pita la carte. Ați prins vremurile așa? Da, am prins-o. Cum a fost? A fost greu atunci? A fost greu, dacă am ajuns de mânca mămăligă, fript așa pe sobă și cu sare. Coleșă. Coleșă, de ce, dacă știți. Și punem, o punem pe sobă, frigem și preșteacam cu sare. Și am ajuns timpul ăla. Era lucrat atunci, a lucrat tata la cefereu. Dădea 40 de kg pe lună, că eram 4 frați am fost. Și da, păi nouă ne da, câte 6 lui dai 12. Și aveam 40 de kg, dar neagră, dar era foarte bună șeferină. Când o vei, când s-o da. Că lucra numai să zilier, și apoi până s-o angajat. Apoi, nu, am fost greu, că am trecut peste dealul ăsta dincolo. Tatăl a murit la 45 de ani, am rămas orfan și mama acum, de-a spune băvară.
Nevastră, câți ani aveți? 60. 60 de ani. În 30 noiembrie împlinim 60 de ani. Cum vă știe lumea pe aici prin Coșbuc? Turda Lucreția. Lea Lucreță Turda. Da. Așa vă știe toată lumea. Da. Văd de la Lucreță că știți aici în vârful dealului, uite, le putem arăta un pic cu oamenilor care se uită la noi, că satul e departe de dumneavoastră. Da, asta și mai departe. Asta și mai departe. Da, peste deal dincolo, merge pe aici, abatărbă satul. Vidra că mai vedeți satul, da, uite de aici. Da, eu uitați satul, văd în campană, până din capăt ăsta până și aici capăt. Coborâți în vale. Da, merem la biserică, duminică de duminică, tata sabatul. Mereți în tata duminica la biserică. Da. Că n-am ce nevoie, de mărți, după ce am nevoie. Pe la magazin mă gândesc, da, că vă duceți seara. Da, da, da. Mere, ne ducem, cărăm în spate. Cum e, nu v-ați mutat undeva la vale, da, în unde, sat? Unde mai încăpim? Unde? Aici e mai larg aici. E rău într-un fel, dar vine într-altul. Văd că aici aveți pe lângă col, uite, pui, da, până, găini. Până acolo deal, eu mi. Eu pot spa o pui, o găină, o tătră. Lea Lucreță, din ce se trăiește aici la țară? Din ce se trăiește? Da. Avantajul este pădurea, este agricultura, la noi pădurea e bază. Să zicem că agricultura e foarte puțină, că aici am fost zonă de, deja între Părichiliu, Maramură, să zicem noi. Câți am putut în Salva, e de Chiliu. Și am trăit, aici ne-am obișnuit noi, aici ne-am stabilit fiecare om. Este bine într-un fel, fiecare la țară e bine în jos, e bine într-un fel, la noi e bine într-altul. Nici altul nu le putea avea de pătate. E greu să trăiești la țară, la Lucreța? După ce te obișnuiesc, nu e greu. Până te dai. Păi dacă aici te-ai născut, deja te ești obișnuit din naștere. Văd că și casa vii tot așa vechi, asta unde ședeți. Da, pe asta avem de 36 de aici, 7 de aici. Și aici la vale v-ați făcut casă nouă? Am făcut o băieță, am 4 fișuri. Să vă trăiască. Sunt în Spania, unul de 37, unul de 31, unul de 29. Și unul de 24. Uite că aveți o familie faină. Și mai am o fată în Salva, căsătorită. Badea Irimei, bărbatul dumitale, te cântă la trișcă. Da, cântă. De câte ori vin de la biserică, pe el aflu cântând. Îl găsesc cântând. Aud că vin de la punte și aia din fundul curții școlii, l-aud cântând. Uite așa, îi mai trece de dor. Da, de dor. Nu, uita ce petrecut. Am petrecut un frate, mi-am petrecut mama, anul ăsta foarte. Pentru mine a fost foarte dureros anul ăsta. Poate mama a fost bătrână, dar frate, aș fi vrut să mai trăiască. La 55 de ani, a fost repus de o bolă de avut la ficată, ciruză. Doamne ferește, mi-a tale, ești beteagă? Cum ești? Eu nu prea am avut probleme. Mi-a rupt odată piorul și așa nu am probleme. Am lucrat la pântata bara, la mălea, cum se zicea, la căpălit. Văd că aici, pe de la vale, aveți clăi, aveți pârșituri. Aici la mine nu-i, până în gardul și la meu. Eu am aici, am claie, am pune, avem jurez, avem de toate așa. Animale, ce animale aveți? N-am numai cal acum. Numai calul? Nu. Vacă nu aveți? Nu, am zis că nu, că calul ne ajută, cel mai mare ajutor pentru noi. Lemne aduce, ce trebuie, cu el aducem din sat, că ne aducem mai multe, am lucrat la casă cu calul, am lucrat atâta afacerea. Ia uite, calul, avem grazi, atât am găini, ia este, le ține porși, am să ne luăm, că am zis că dacă s-așa ieftin, nu ne-am năcărit. Să facem.